Uitați, mă! Și ea așa, de când suntem proprietari cu acte în regulă, bineînțeles că ne-am pus garduri și ne-am mai plantat niște plante care să vină frumos pe gard, să ne creeze puțină intimitate. A fost nevoie să facem mereu curățenie și încă nu suntem gata, pentru că avem cotloane și încăperi și colțișoare pline de ce a adunat omul într-o viață. Și încet, încet ne punem pe treabă și tot strângem, tot adunăm și tot lucrăm. Poate că în 3 ani o să stăm aici la umbra vișinului și o să mâncăm vișine și voi o să ne scrieți în comentarii, na, ia că mâncați și vișine în sfârșit. Nu știu câte vișine ai mâncat tu, că n-ai garduri pe stătea și uite-te că umblă și vacile pe aici. Acum nu au treabă vacile cu vișinii noștri, că sunt mari și nu le place. Încă gardurile nu sunt gata, mai avem de finalizat câteva secțiuni, dar, cum ziceam, încet și sigur pe toate le facem, că suntem tineri, suntem vrednici și în putere și tare bine, bărbatul ăsta meu, tare bine să pricepe. Laudă-mă, că-mi place lauda. Am mai plantat și aici doi nucuți pe care i-am numit doi frați, pentru că avem doi copii, doi nuci de la noi de acasă aduși. Momentan, în locația asta, avem dificultăți cu apa. Avem o fântână, o pseudo-fântână aici, care pare să adune doar apa pluvială, ce se adună de pe dealurile astea. Nu ni-e clar încă, nu ne-am băgat în ea să o curățăm, i-am făcut doar un capac, că era așa și risc să cadă animalele în ele. Dar planurile noastre de viitor țin, în primul rând, să găsim apă, să avem de-a lungul anului o fântână și pentru că proprietatea asta s-a împărțit acum și asta va fi casa pe care noi o vom transforma. Cu funcție de șur a fost construită, dar noi o vom transforma în casă și să vedem în ce măsură o vom putea pune fie în circuitul turistic sau să locuim noi în ea pe viitor. Da, Sofia, acum poți să-mi zici. Ce-i aia? Nu știu, l-am găsit la lângă un copac. Îi, știi ce îi? Îi de la cai sau de la cireș, care în perioada asta s-ar putea, când suferă, să scoată clei din el. Hai să arăt! Dar nu-ți murdări mănușile, Sofia. Hai să arăt! Nu vă puteți da seama cât de bine arată proprietatea asta acum, după ce am cosit-o de 2 ore anul ăsta și am pus-o la punct.
pentru că au fost buruieni, cel puțin în partea asta au fost urzicile până aici. Victor ocărea toate lucrurile în lada, lada de scule. Colțul ăsta a rămas necosit pentru că sunt foarte mulți arbuști și arbori de carpăn, puieți, pe care n-aș vrea să-i tai. O să-i las să crească, să vedem cum vor rezista dacă voi aduce caprele în zonă. Dar în rest, coasta este în mare parte cosită. Principala problemă ce am avut aici au fost puieții ăștia de toate felurile. Spinii ăștia pe care îi tăiem din ei, cei mai mulți am tăiat. Am cosit cu coasa printre ei, după aia venim cu securicea și scoatem. Tufele astea sunt cam invazive. Unele care au crescut cât de cât drept, le-am lăsat. Pe ideea să fac un pic de umbră. Avem un plop aici culcat de animale de-a lungul timpului, să vedem dacă va supraviețui. Și ce s-a putut din arbuștii ăștia am mai lăsat câte un pic. Mai avem de curățat pe lângă gardul ăsta. Dar ia uitați ce frumos gard mi-am făcut eu. Stâlp de răchită, ascuțiți, bătuți în pământ și plasă. Văd că pe aici deja și-au făcut un pic de traseu câinii, dar nu-i nimic, că o perioadă până când o să se învețe că e o barieră aici, o să mai rectificăm un pic, o să mai corectăm un pic după animalele sălbatice. Am simțit nevoia să cosesc coasta asta pentru că era plină de iarbă, de tufe, de tot. Foarte multe bucăți de sârmă ghimpată prin iarbă. Stâlpi din ăștia plecați. Ăștia tocmai de aia nu i-am putut scoate, că îți legați între ei cu sârmă ghimpată și bucata asta rămâne mai la urmă. Da. Aici o secțiune unde avem, la noi în zonă, la tufele astea, le zice caprafoi sau lemn câinesc. Să văd cum o să le mănânce caprele, eventual pe viitor. Sau o să le iau eu frumos la săcure și o să las câteva acolo pe lângă gard să facă o barieră, să nu ne trezim cu capre înfipte în gardul ăsta. O problemă ce am avut anul ăsta cu plasa cumpărată de la băieții din Bihor era că am avut loturi care nu erau împletite, efectiv se întrerupea, cum vedeți aici. Și mie mi-a scăpat, că de aici încolo am mai împletit eu, așa cum am putut. Și din coace nu știu cum n-am observat-o, dar o să revin și aici. Și sunt foarte curios dacă voi avea noroc, să zic așa, să mi se prindă stâlpii ăștia de răchită. Dacă se prind stâlpii, voi avea și un pic de vegetație din partea asta. Nu-l încurcă nici pe vecinul, pentru că soarele răsare de acolo și mai mult mie o să-mi facă umbră. Asta e direcția sud-nord. Și atunci nu e o problemă să facă umbră. În partea asta nu se putea intra până pe aici. A fost plin de tufe, de mizerii. Și aici am lăsat câte ceva din pomișori, din arbori. Zicea cineva în comentarii că să avem grijă că terenul ăsta e cam vălurit și s-ar putea să fie alunecări de teren. Să știți că nu e alunecare de teren. Pe cărările astea au călătorit vacile atunci când erau la păscut. Și în zonele mai deluroase, unde se paște cu animale grele, asta se întâmplă. Apar niște cărări de-a lungul dealului, astfel animalul
mergând tot pe cărările alea, își face așa o suprafață mai dreaptă de pe care poate umbla și paște. Pe aici colo mai avem câte un bolovan care iese din mal, dar nu cred că e genul de sol care să alunece la vale. Poate doar în partea aia. Acolo, în zona aia, pare să fie ceva. O mică alunecare de teren de la Nucola în jos, pare ceva adunătură de pământ. Dar în rest, solul pare foarte, foarte stabil. Nu ne facem griji de alunecări de teren. Pe partea asta, pentru că limita noastră de proprietate e dincolo de gardul ăsta de carpeni, am bătut câte un cui, doi, în stâlpișorii ăștia de carpen și ne-am prins plasa de ei. Unde a fost nevoie, am mai bătut câte un țăruș de răchită. Ia uitați ce frumos o cosit și în partea asta. Și aici e o chestie care am insistat tare mult cu celălalt moștenitor de la proprietatea asta, ca să am acces auto și din acest drum. Deci avem un drum acolo. Aici are celălalt o proprietate, un teren, o fâșie destul de lată de jos până sus. Și de la proprietatea aia, care se și vede, cam din zona aia, încoace, e proprietatea celuilalt moștenitor și el mai are acolo o parte cu casa. Aici avem o fâșie de 4 metri la intrarea din drum, care se tolățește un pic până la stâlpul ăla de beton și continuă o tablă dreaptă de jos până sus cu prelungirea încolo spre șură. Cu asta mi-am dorit mult să o cosesc ca să o scot la adevăr, cum zic eu, să văd ce e pe ea, să greblez toate sârmele și fierele și ce erau rămase acolo. Și de acum încolo și de noi mai avea vreme să o cosesc așa de des, măcar știu că doar iarbă crește și tufele astea, care le pot ține în control, în frâu. Când o să aducem buldo, o să facem accesul acolo pe lângă casă și vă mulțumesc celor care ne-au scris în comentarii, că cei mai mulți și cam toate comentariile pe care le-am citit, ne-au recomandat să facem asta. Când vom face drumul de acces acolo lângă casă, vom îndrepta un pic și aici, ca să nu mai trebuiască să umblăm după buldo ulterior, buldo excavator. Pentru că ajungem imediat mai jos și o să vedeți. Aici, în zona asta unde sunt lemnele astea, pe jos, astea sunt lemnele uscate, ce au fost căzute pe iarbă și mizere pe acolo. Ia să vedeți stâlpul. Și se vede și inclinația. Dacă reușim să facem un acces pe acolo, atunci finalizăm împrejmuirea și ne închidem pe partea aia. Așa. Copii, haideți după lada cu scule amândoi. Bun. E destul de greu de filmat cu camera asta, că trebuie să țin mâna întinsă, e obositor de la o vreme și ne trebuie și un obiectiv nou, pentru că obiectivul ăsta e basic, cel mai ieftin obiectiv care vine cu camera, nu prea avem zoom la el. Și obiectivul nu ne prea ajută, decât când filmăm ceva, nu înspre noi. Eu așa conclud, când îi aud fredonând, știu că lucrurile-s bine. Chiar dacă e cam târziu și vremea mesei, trebuia să mergem acasă, dar am vrut să termine cosit acolo pe sub nucola. Unde ai găsit smoala? Unde ai găsit-o? Pe jos. Aha, bine. Mergeți după lada cu scule. Hai departe! Nu e așa departe, hai! Hai că merem la masă! Merem la masă, Sofia! Uite!
Dar nu mă zgăli pe scaunul ăsta, că așa cum e el rond, eu și mai ședem pe el. Bine? Da. Și o să venim cu haine mai curate și o să ne murdărim pe haine. Nu, du-te la Sofia și ajută-o să ducă lada. Copiii ăștia mei harnici. Mă duc să pun la loc sigur grebla asta. Avem gard și pe partea asta deja. Mai avem un pic de lucru la garduri. Foarte, foarte multe mizerii. Nu vă puteți imagina, aici era, până la cosătoarea aia, era urzici pe sub tot, nu, cu de un metru și ceva. Bucăți de sârmă ghimpată, lemne, o grămadă mare, mare, mare de mizerii. Și cu foarte multă muncă, perseverență, ne-am ținut de treabă și uite ce frumos arată acum. Au dispărut foarte multe gunoaie, le-am strâns. Am făcut rânduială. Dar mai avem de făcut în partea asta. Că butoaiele astea sunt pline cu nisip. Sigur o să-l folosim pe aici colo unde mai avem de turnat câte un pic de beton. Sticle, tot ce-a rămas și s-a strâns la casa de om bătrân. Nu. Apropo, vreau să vă arăt ce s-a întâmplat aici după casă și să vă și povestesc în același timp. Data trecută când am filmat în zona asta, vă arătam părul ăla foarte înclinat înspre șură. Și pentru că limita de proprietate se încheie aici, unde e țărușul ăsta și unde e colțul ăla de gard, vecinul meu din partea asta, a făcut tare bine că o tăia părul. A fost o operațiune foarte dificilă. Și-a adus el om expert care să taie, era foarte curajos și hotărât pe el. Eu l-aș fi tăiat altfel, dar era o treaba lor și am zis, își asumă, își rezolvă problema dacă se întâmplă ceva. Și segmentele ce urmează acum veți vedea cum am procedat la tăierea părului. Pentru că părul era mai mult de jumătate uscat și o trebuie tăiat că se înclina foarte tare încoace înspre clădirea asta. A început meseriașul expert tăietor de lemne să taie crengi de pe el din partea de sus. Cum o socotit el și la urmă a rămas una singură și ne-am legat cu toții. Am legat cu toții Kinga cât s-a putut de sus și am tras. Problema cea mare este că mare parte a bușteanului se înclina și greu se înclina spre horincie. Eram vreo 4-5 care trăgeam de frânghie. Problema pe care și-o asumat-o ei și o schimbat ei plăcile de internet, dar așa numai pe repede înainte că, după cum se vede, da, oricum aici trebuie să iau eu plăcile astea înapoi jos, eventual să schimb cu alte plăci noi, vreo 4-5, că în partea de sus internetul pare în regulă. Da, păcat. Păcat că s-a rupt pazia asta. Dar și asta se poate schimba, că e o bucată de scândură și 5 plăci de internici, eventual 2-3 lețuri și 30 de cuie și am rezolvat problema. Clădirea asta doar o vom conserva deocamdată și ne concentrăm energia să renovăm un pic cât se poate clădirea aia care e în stare mai bună. Dragilor, ăsta e video de astăzi, sper că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii ce v-a plăcut, ce ați văzut, ce v-a fascinat. Scrieți-mi un e-mail pe orasanlatara@gmail.com dacă vă interesează vreo bucată de teren acolo la cealaltă parcelă. Și aștept comentariile voastre, reacțiile voastre. Dați acolo cu un like, e foarte important pentru algoritm. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare.